Bună seara, suntem la minutul 91 după acest meci dintre UTA și Gazmetan, care închide etapa cu numărul 10. Victorie pentru Gazmetan în deplasare 3-1 după ce și etapa precedentă câștigase în Gruia în fața CFR-ului 2-1. Alături de mine la minutul 91 Cornel Dinu. Bună seara, domnul Dinu. Bună seara. Cristi Balaș de asemenea. Te salut, Cristi. Bună seara. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Parcurgem repede toate rezultatele din această etapă. Foarte multe lucruri de vorbit. Asta pierde acasă cu Clinceni, Craiova e bătută de Chindia și provoacă acest meci demisia lui Bergodi, voluntar o bate clar pe Poliaș, Sepsi Hermașan 1-1, FCSB 4-1 cu Botoșani, FC Argeș pierde cu CFR Cluj, de asemenea declarații interesante din partea lui Dan Petrescu, Viitorul o bate pe Dinamo și Dinamo este în colaps, meciul de care s-a terminat de câteva minute, UTA Gazmetan 1-3. Câteva cuvinte, domnul Dinu, despre acest meci și despre a doua victorie consecutivă a Gazului și apoi o să analizăm celelalte partide mult mai interesante. Ca jucător mi s-a părut un tip agresiv, un tip eficient, George Costa, dacă stăm să ne gândim. Bun fotbalist, da. Bun fotbalist, bineînțeles. Și nu întâmplător are această poreclă, renume, animalul. Într-adevăr, este un tip care cred că este necruțător și ca antrenor, deși este vorba de altă meserie, pentru că este exact ceea ce spuneai la al doilea succes consecutiv. Echipa pare mult mai bine așezată după degringolada din începutul acestui sezon, că nu se știa ce-i pe acolo. Cert este că are un anumit realism de joc care aduce mai mult a concepției italiană, pentru că în partida aceasta, doar în câteva cuvinte, este foarte interesant. Prestația UTA-i trebuie privită în cu totul altă logică. N-a atacat decât rar. Jocul a fost oarecum echilibrat. În repriza a doua, bineînțeles, UTA este aceea care atacă cel mai mult. Interesant este, spuneam și mă întorc, că are o anumită concepție și o desfășurare și așezarea echipei de sorginte italiană, pentru că s-a închis foarte bine și a surprins pe contraatac. Eu calculez de fiecare dată, contabilizez ocaziile. E foarte interesant că la această partidă, trei situații pe care le-a avut Gazmetan au însemnat goluri. E adevărat, două pe contraatac, este vorba de golul prim și de golul al treilea marcate de Cardozo și, bineînțeles, golul al doilea, care este un gol într-o lovitură liberă pe minutul 31, bine executată de Deaconu, dar să vedem, parcă nici zidul nu stătea cum ar fi trebuit. Spre deosebire de UTA, care dacă până acum, eu apreciez o parte din generația aceasta de antrenori tineri, este vorba de Balint, incontestabil Poenaru, Teja, l-aș pune pe aproape și pe amicul meu, pe Emil Săndoi, pentru că sunt și sentimental, e un băiat de foarte... V-am vorbit la momentul respectiv. Însă, se pare că UTA a reușit până acum niște rezultate destul de bune cu Balint, în momentul în care ordinea defensivă, blocul defensiv a fost foarte bine așezat. De data aceasta, surprinzător, încercând să atace, în special în repriza a doua, s-au lăsat descoperiți și nu întâmplător de la 2-1, ratând 3 sau 4 ocazii mari cei de la UTA, s-a creat acest contraatac din minutul 81, în care Cardozo din nou îi execută și face o diferență care, într-un fel, te duce cu gândul că procentul de reușită din situații create, transformate în goluri al celor de la Gazmetan este de 100%. Da. E un campionat în continuare echilibrat, pentru că, de exemplu, dacă discutam acum două etape, cred că spuneam de Gazmetan că poate fi una dintre principalele favorite la retrogradare. E, acum, după două succese, unde? Pe terenul CFR-ului și pe terenul UTA-i, nu mai spui de Gazmetan că o vezi retrogradată. La fel cum Poliaș începe bine campionatul, luă câteva victorii, după care vine... Adică e un campionat în care nici nu știi ce să spui. Nu neapărat că nu știi ce să spui. Sunt momente în care rămâi pe undeva... Da. Pe Argeș, la fel, a început, spune că e retrogradat. Da, siderat. Și uite, cu Moșteanu are rezultate pozitive. Totuși, eu cred că personalitatea unui antrenor nu poate să apară imediat la o echipă. Sigur,
Există acel așa numit șoc care se creează. Dar așa cum a fost necruțător până la sacrificiul în teren, probabil că în timp destul de scurt, Costa a reușit să dea aceeași atitudine de joc și propriei distribuții de fotbaliști. Pentru că s-a închid foarte bine, chiar dacă repet în repriza a doua, singura lor situație este golul lui Cardozo. Dar UTA are patru situații foarte mari, sigur că este vorba și de neșansă, poate și de o anumită pripeală în execuția finală a celor care au fost în situația de a marca pentru Arădeni, însă în orice caz, exact ceea ce subliniai, se vede după câtva timp că necruțătorul din teren, realistul din teren care a fost Costa, George Costa, este acum și cu echipa pe care o antrenează cu gaz metan. Să vedem cât va dura. Vreau să vă întreb ceva despre Dumitru Cardozo. N-aveți impresia că ar merita o echipă mai bună și ar merita să joace la un nivel mai ridicat? Îmi lasă impresia unui fotbalist de care are multă calitate. Nu, ai perfectă dreptate. Haideți să ne aducem aminte că acum un an de zile, tot aici în studio împreună, ne gândeam chiar că ar fi o soluție pentru echipa națională. Dacă s-a ajuns, ca să spun așa, la Camora. Dar Cardozo, exact ceea ce spui, mi se pare un jucător complet. Un jucător de calitate fizică. Aici, sigur, în prima execuție este important, are sânge rece, blochează, lasă să se ducă sania apărătorului și își creează poarta goală de unde nu mai este decât o formalitate. Deci este un jucător de atac, după părerea mea, cu multe calități spre ceea ce înseamnă un jucător complet. Are dribling, are șut, are calitate fizică, are simț tactic. Aici așa arată calitatea. Cum stă, se uită. Aici stă, se uită, calculează. La executat. Din spatele forții cât de bine dă, nu e nicio șansă portarului. Și în etapa asta mai sunt vreo câțiva jucători ajunși în postura aceasta, care din nefericire execută direct în portar și sunt situații la fel de mari. Deci aici se vede că între rațiune și execuție este o legătură clară, eficientă în ceea ce înseamnă prestația lui Cardozo. Părerea mea este că... Ce frumos se uită, se informează. E o combinație interesantă. Dumitru, mare sfânt mucenic al nostru, și Cardozo, probabil că după tată, dar dacă tot se ia în calcul această posibilitate de a aduce niște jucători naturalizați, nu știu exact care e situația lui, eu cred că Cardozo... Român, adică are și cetățenie... Dacă are cetățenie română, eu zic că față de încercările de până acum la echipa națională, cel puțin luat în calcul ar merita. Adică ar merita și el. Și mitică Cardozo. Bine, nu-s pe același post. De exemplu, e Albu a ajuns la echipa națională. Printre alți, mulți. Dar noi chiar suferim pe poziția pe care joacă. Păi unde nu suferim? În afară de postul de portar, cred că suferim pe toate posturile. Ok, dar mă comparăm cu ce avem. Bun, fază de arbitraj, cred că n-aș vrea să insist foarte mult pe acest meci. Arbitra era bine, important pentru că era al doilea meci. Primul meci, nu mai știu exact, dar a avut o prestație foarte bună. Da, a demonstrat. Spuneai tu aici la emisiune că să-l așteptăm să-l vedem și în continuare. Da, și dar se pare că cu două etape în urmă. Da, a debutat în prima ligă. Și... o singură remarcă sau un sfat, dacă aș putea să-i dau, să fie atent pentru că să nu se amețească, să nu se îmbete, pentru că Liga 1 înseamnă altceva, adică fotbalul îți dă niște situații grele când te aștepți mai puțin, când crezi și ai mai mare încredere în tine și îți lipsește concentrarea, da? Considerând că tu faci sau iei deciziile corect din inerție sau din talent, atunci te pedepsește. Adică trebuie să fii tot timpul concentrat, nu să te ia valul. Cam asta e ideea. Exact. Da. Nu, în primul rând zice foarte bine Cristi. Trebuie să fie o corelație teribilă între înțelegerea fazei și sancțiunea pe care o... Și asta este de fracțiuni de secundă. Da. Deci legătura între judecată și decizie. Adică a avut faze grele astăzi. Cristi vorbește și din propria experiență. Da, a avut... Eu am greșit în meciul numărul... Și aveam la comisie domnul Gogu. Dumnezeu să-l ierte, Nea Gogu îmi spunea, am greșit în etapa cu numărul 13 și greșisem, impardonabil, din punctul meu de vedere. Și nu mi-explicam că, lăsând la o parte, că eu nu am primit sfaturile pe care le dau eu acum,
da? Totuși, etapa 13, am arbitrat o serie de 13 meciuri fără greșeală și mă întreabă domnul Gogo, cum m-au chemat la federație. Băiatule, zice, știi de ce ai greșit? Zic, nu, de ce? Că este meciul cu numărul 13, dumne, aduce ghinion. Bun, faze, câteva faze în acest meci, despre care Cristi spune că a fost arbitrat bine. Minutul 13, un cartonaș galben pentru Horșia. Obligatoriu, pentru că îl vedem pe portar care lovește mingea și atacantul care, cu toate că a văzut că portarul ajunge primul la minge, nu a făcut nimic pentru a-l evita în totalitate și apare un contact ulterior provocat în primul rând de atacant, pentru că portarul a jucat mingea și trebuie obligatoriu sancționat cu măsură disciplinară, cartonaș galben, pentru că are picioarele îndoite, nu vine violent. Era roșu. Era roșu, indiscutabil. Mai departe, minutul 20, o altă fază cu un cartonaș galben la Rus de la UTA. Rapid, nu ai voie să te întorci ca arbitru, fugi direct acolo. Probabil că a primit informația în cască și la ședința tehnică corect responsabilizezi colegii care sunt în zonă, dar trebuie să fugi direct. Nu poți să fluieri un fault de asemenea învergură ca și cum ai da un simplu out sau cum mai da un fault obișnuit. Ai țâșnit acolo pentru că vorbim de un cartonaș galben minim sau obligatoriu, pe cum îl denumim. E mai mult de galben? E un galben pronunțat, așa, un galben spre portocaliu, dar este corectă decizia de galben. De roșu nu mi se pare. Nu, ne vorbim galben. Nu ai portocaliu, nu avem portocaliu. E exact ca la faza, dar nu se duce cu talpa. Da, pe... dar când vorbim de faze în care nu ai voie să nu dai galben, înseamnă că ai țâșnit acolo, pentru că poți să ai reacție. Deci nu poți să mergi să te plimbi până acolo. Corect. Adică, ce important e ce spui. Pentru că atitudinea creează decizie și creează autoritate. Exact, exact. Nu poți să... La o fază de genul ăsta te duci acolo, arăți pericolul. Domnule, nu accepta că așa ceva și e în momentul ăla pentru toată lumea. Înțelegi exact. Ceilalți, stai că cu ăsta nu ne jucăm. Ca să nu e Chivulete, nu e Avram. Nu ca să nu spun că dacă era un Steaua Dinamo de pe vremuri, sau Steaua Rapid sau Dinamo Rapid, deja ea, până ajungi tu ca arbitru, se băteau 5. Da. Erau 2 dinți căzuți, câteva fire de păr smulse. Bun, un alt cartonaș galben, albu, despre care spuneam că este selecționat din rădoi la echipa națională, poate cea mai mare surpriză din lotul anunțat. Da, e o surpriză mare. E, aici. N-ai cum să nu dai credit unui arbitru și ne luăm la mână. Nu știu cum a văzut el mâna stângă. Dacă s-a uitat doar la picioare, s-a păcălit. Mâna este cea care provoacă căderea, pentru că atacantului îi rămâne mingea. El dorește să încetinească viteza de plasare ca să aibă tot timpul mingea în fața lui și apărătorul vine cu oarecare viteză, folosindu-se de mână, îl împinge. Ok, vreau să întreb ceva. Nu e ținere, zi. Nu. Îl împinge și cu stânga și apoi și cu dreapta. Și cu stânga este în afara careului, că avem aici tot cadrul, cu dreapta mi se pare că e în careu. Da, este motivul pentru care am folosit propoziția înainte să încep tu. Nu este ținere, este împingere. La împingere este locul de unde a început, la ținere unde se termină. Am înțeles. Deci, practic, se ia acest moment în care... Foarte important. Păi nu foarte interesant că... să mă întreb. Da, adică îl împinge cu stânga, după care îl împinge și cu dreapta. Și cu dreapta îl împinge în careu, practic. Da, nu există niciun dubiu. De unde începe? Deci unde începe? Cu stânga. O jumătate de metru în afara careului și de grea faza din punctul de vedere. Aici dai pe nas, pe feeling. De aia zic că simte, îmi place. E ca în tinerețea noastră, când după meciul mai era câte o petrecere, ne împingeam singuri și nu era nimeni să ne tragă afară. Da, așa este. Și mai avem o fază, în ultimul minut al primei reprize, un galben pentru o simulare. Până la urmă a luat deciziile foarte bune până acum. Da, adevărat cu asta. Deci aș vrea de aici, trebuie să, că din capitolul jucătorii care trebuie să îi prezentăm, că am mai avut faze asemănătoare sau la fel de... Deci așa ceva. Nu, adică, deci totuși, în mod normal, arbitrii trebuie să vină... Să trebuiască să se inventeze cartonașul roșu da, în simulare. Da, da. Nu. Deci, dacă dai penalti, dacă te poți, Doamne ferește, te poți păcăli. Deci arbitrilor ar trebui să li se permită să aibă bilet din acela când intri la piscină. Și dai un bilet din acela, poftiți. Aveți gratuit un bilet la piscină. Doamne, cum plonge, se plonge. Sau nu știu, nu cartonașul roșu, măcar ca la handbal. 5 minute stai pe margine, măcar pentru așa ceva strici ideea de fotbal. Este un tânăr, domnule,
este inacceptabil, nu poți să accepti așa ceva. Adică totuși rar, mai vezi simulări în contact, în care dai drumul. O simulare neinspirată. Să însemne după astfel de fază discuția directă obligatorie între Balin și puștul ăsta, da, oarecum de perspectivă. Exact. Pentru că de la început trebuie tăiate o asemenea aripi între ghilimele. Și a mai fost în faza stângă, o fază, nu știu dacă a selecționat-o. Da, în primul rând să-l întreb după meci, ce îi pui faza asta tu la întâlnire și spui, spune-mi și mie, ce ai dorit să faci la faza asta? Am crezut că bagă piciorul apărătorul în fața mea și am încercat să anticipez un eventual să caut contact. Bun, acestea au fost fazele din prima repriză, avem două și în repriza a doua, minutul 73, un posibil penalti pentru gaz metan. Aceasta e o fază mes grea. Cardozo și acolo. Dacă ar fi dat penalti, aș fi spus că este mult prea ușor. Este mult prea ușor. Rămân ca ei la comisie să stabilească în ce măsură atacantul s-a folosit de un contact ușor și a căzut din dorința de a obține penalti și să fie avertizat, dacă îl încadrăm mai mult în această categorie. A, sau că e mai mult de simulare? Da, adică dacă e simulare. Da. Sau e un duel bărbătesc și în urma lui atacantul a crezut eu mai mult e simulare. Sigur nu e penalti. Da, e clar. Ascultăm pe Laszlo Balin, antrenorul UTEI. Pe cei de la Gaz Metan pentru această victorie. Nu știu dacă ne-a bătut echipa mai bună sau nu știu dacă în seara asta a câștigat echipa mai bună, cât a câștigat echipa mai eficientă din punctul meu de vedere. Gaz Metan a fost o echipă care a știut să profite din plin de greșelile noastre. Din păcate am avut foarte multe momente în care am fost naivi, atât în apărare cât și în atac. N-am luat cele mai bune decizii, dar este un motiv de analiză. Din punctul meu de vedere este un duș rece, pentru că cred eu că unii dintre băieți s-au trezit cam prea repede, prea sus și trebuie să rămânem ancorați în realitate. Eu am spus-o nu odată. Avem foarte mult de muncă până să emitem pretenții pentru un loc în prima jumătate a clasamentului. Asta am mai spus-o, o repet și trebuie să o subliniez. Meciul de astăzi ne-a demonstrat acest lucru. În momentul în care, iată, este al doilea meci în care primim 3 goluri acasă, e nepermis pentru o echipă care vrea să emită pretenții. Și atunci trebuie să învățăm din greșeli, trebuie să analizăm foarte bine ce s-a întâmplat în seara asta și să încercăm să corectăm. Ați ieșit puțin din zona de confort din ceea ce am putut să observ, chiar ați avut foarte multe ocazii. Cu alte cuvinte, ați jucat mai ofensiv decât de obicei, sau cel puțin așa mi s-a părut mine. A contat și asta, faptul că gazul a așteptat și a profitat de greșelile dumneavoastră și de spațiile pe care le-ați lăsat, pentru că George Costan spunea că a fost surprins că ați avut o apărare foarte avansată. Și apoi s-a adaptat în timpul meciului la acest. Nu neapărat. Bineînțeles că am primit acel prim gol pe o greșeală mare, o greșeală individuală destul de mare, nepermisă, în condițiile în care totuși era o situație pe care puteam să o gestionăm cu totul altfel. Bineînțeles, a fost o greșeală în treimea medie, zonă centrală, greșeală care putea fi evitată foarte bine, după care gazul a declanșat acel contraatac finalizat, din păcate pentru noi. Primă repriză destul de modestă, gazul a reușit să marcheze de două ori, nu știu ce s-a întâmplat la faza golului 2, au ajuns să obțină o lovitură liberă periculoasă în urma, bineînțeles, a unei greșeli, dar din ce mi-a spus Albu, la faza respectivă nu a fost fault. Asta este, nu ne legăm de arbitraj, e foarte important să ne uităm la ce am făcut noi, la ce greșele am făcut noi. A doua repriză am încercat, cel puțin la pauză, am încercat să discut cu băieții și să încerc să le insuflu acea mentalitate că putem întoarce rezultatul la fel cum am făcut-o la Botoșani. Am avut ocazii, am jucat exact cum ai spus și tu, ofensiv, pentru că până la urmă n-aveam nimic de pierdut. Rezultatul era în favoarea oaspeților și atunci trebuia să forțăm. Din păcate a venit acel contraatac și acolo s-a cam terminat totul când au marcat golul de 3-1. Am mai remarcat o oarecare slăbiciune a dumneavoastră la fazele fixe. Nici astăzi n-ați scăpat și mie acolo mi s-a părut că a fost mult mai greu să reveniți după acel gol din lovitură liberă. Se putea face mai mult acolo la zid, poate portarul, pentru că în fiecare meci cam primiți gol din fază fixă. Da, din păcate este o execuție a lui Deaconu. Știam foarte bine că execută aceste lovituri, am discutat să evităm astfel de momente. Trebuie să prevăd și eu și să analizez foarte bine absolut tot ce s-a întâmplat până la momentul fazei fixe, pentru că era extrem de important să evităm un astfel de moment. Era un moment periculos, un moment care poate fi fructificat de un jucător cu calitate la astfel de lovituri libere.
Sunt două săptămâni până înaintea unei perioade de foc pentru noi și aceste două săptămâni trebuie să le folosim foarte eficient în ceea ce privește analiza, în special a acestui joc, pentru că, ai spus și tu foarte bine, acest joc a evidențiat destul de multe vulnerabilități în evoluția noastră. O ultimă întrebare, în aceste două săptămâni pregătiți o perioadă în care întâlniți echipele de pe podium. Cred că la rând, nu? Nu mă înșel, nu? Aveți chiar trei deplasări? Avem trei deplasări dacă socotim și meciul de cupă. Avem deplasare la CFR, după care meciul de cupă și apoi deplasare la FCSB, ne vine Craiova. Bineînțeles că sunt echipe puternice, dar din punctul meu de vedere, toate echipele la nivel de Liga 1, din anumite puncte de vedere, au puncte forte și, bineînțeles, și vulnerabilități. Nivelul este destul de echilibrat, cu mici plusuri sau mici minusuri de partea unora sau altora. Important este să încercăm să muncim noi mai eficient decât am făcut-o până acum, cu toate că zic eu că suntem pe un drum bun, dar iată că vin astfel de momente când se reliefează niște slăbiciuni ale noastre, trebuie să le corectăm, pentru că cu excepția golurilor am mai avut probleme, am mai avut probleme în a ne asigura un sistem de apărare preventivă eficient. Au fost anumite poziții pe organizarea ofensivă care nu au fost prea bune, dar sunt lucruri pe care e obligatoriu să le remediem cât se poate de repede și cât se poate de eficient. Mulțumesc seara bună. Da, un tip foarte, foarte ok și modul în care explică. Clar, te face la subiect. Da. Oh, sunt câțiva, dar a fost faul la golul sunt acela. Sunt câțiva antrenori care merită apreciați pentru... Încă o fază vreau să mai vedem. În minutul 84, un gol anulat celor de la Gaz Metan pentru offside. Și să vedem la reluare dacă a fost sau nu offside. Jucătorul este în fața mingii. Da. Corpul este aplecat. Offside. Și este o decizie grea, dar corectă. Corectă. Și a fost faul la golul de care vorbea Lazlo Balint, dar a fost fault la lovitura aceea liberă. La lovitura aceea liberă. Da. Nu, el a spus și e transmis albul. Da, dar e bine să știe. Viitorul Dinamo, următorul meci pe care îl analizăm. În confrângere pentru Dinamo, sunt foarte multe lucruri de discutat. Aș începe însă cu jocul, cum a arătat Dinamo, că totuși a arătat diferit față de meciul de la Sfântul Gheorghe cu Sepsi, dar tot l-a pierdut și pe acesta. Asta e problema. Deci, practic, dacă stăm să ne gândim, sunt față de distribuția trecută, a etapa precedentă, sunt 4 sau 5 jucători noi apăruți. Părerea mea este că încă la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă la Dinamo, încă nu găsește niște soluții de dinamică reală, de așezare a echipei Cosmin Contra. Și sunt două asemănări foarte interesante, adică transferul de a face transferul, de dragul de a face transferuri. Și prezenta prietenul meu Silviu Gering ieri seară în Fanatic o statistică foarte interesantă, și anume aceea că în vara trecută, deci în 2019, cei care conduceau Dinamo, nu vreau să mai dau nume că îmi fac rău, sunt și acolo, dar au distrus Dinamo, au făcut numai puțin de 14 transferuri. Aduceți-vă aminte, începând cu Straton, terminând cu Mărgea, că eu știu, și așa mai departe. Rață, Tăfleață și așa mai departe. De data aceasta, după prima etapă, care este etapă pe undeva salvată de Gigi Mulțescu, apare această combinație struțo-cămilă româno-ardelenească, dacă se poate numi astfel, cu spaniolii, româno-ardelenească-spaniolă, și apar tot 14 jucători. Din păcate, cred că deocamdată Cosmin Contra nu reușește să așeze un bloc logic de dezvoltare a jocului, atât pe posesie, pe defensivă și mai ales pe atac. Pentru că în partida aceasta, după părerea mea, sigur, o discuție aparte ar trebui cum au venit acești jucători sau cum au fost aduși în 2019, știm, cu o legătură între conducători și impresari, acum e cu totul altceva, dar la fel de periculos. Eu vă întreb altceva și cred că de aici trebuie discutat. Vi se pare că acești fotbaliști, acum vorbim la modul general, nu că sunt mulți, au valoare sau sunt lipsiți de valoare? Plecând de la ideea că niciunul dintre noi nu suntem aceiași de la o zi la alta, dăm voie că acest raționament să existe și în fotbal.
Adică trebuie gândit felul în care au fost aduși acești jucători. Sigur că dacă te uiți pe CV-urile lor, pe, dacă vrei, pe internetul ăsta, care este și bun, dar face și mult rău, sunt niște jucători care aveau o anumită carte de vizită. Corect. Dar, păi de asta vă dar întreb. Care, din păcate, în ultima perioadă, cu mici excepții, mi se pare că doar unul sau doi, okay. Gonzalez, mi se pare. N-au mai jucat. A mai jucat. Restul au pauze de 5-6 luni de zile. Corect, domnul Dinu, dar pe de altă parte, e normal să fie așa, că altfel la ce CV au, dacă mai și jucau, nu veneau niciodată în România. Păi nu veneau, dar acum trebuie să ne gândim cum s-a petrecut această operațiune. Da, dar eu vă întreb altceva. Toți fotbaliștii sau marea majoritate a fotbaliștilor străini care au venit în ultimii ani în România și care au dat randament și care au impresionat, aveau oare CV-uri sau arătau mai bine decât acești jucători de la Dinamo? Eu sincer mă îndoiesc. Nu. Dar am mai spus săptămâna trecută, nu mai reau acest subiect, este foarte interesant să-ți iei ce ai nevoie, cum spune românul, să-mi fac iarna căruță și vara sanie. Așa e. Mă rog, asta e puțin mai exagerat. Dar în momentul de față, Cosmin Contra, toată lumea știe să discută, nu spun nicio noutate, dar e bine de aprofundat. Este o operațiune total lipsită de logică elementară ce s-a petrecut la Dinamo. Adică apare un, așa zis, proprietar a cărui tranzacție cu coaforul, cu negoiță, cu intermediarul, băiatul acela din Șerdean, pe post de traducător, de aducător, de cină cea de taină, cum am spune, după cină cea de taină în Spania, de aparentă de taină. Deci apare acest patronat, să-i spunem așa, dar cel care îl aduce pe Contra și aduce pe toți jucătorii aceștia, în proporție totală aproape, cu excepția lui Gol și lui Nemeț, care tot prietenul meu Silviu făcea o remarcă plină de sens și de bun simț și de logică. Dom'le, care e diferența între Nemeț, care îl preiau cu, e vorba și de evaluare și de continuitatea acestor jucători, și de logică? Deci, în momentul în care vin, mă uit și eu, ce am nevoie? Păi am nevoie, domne, ca la un fel de mâncare în casă, am nevoie de un scaun, scaunul ăla s-a stricat, am nevoie de geam, geamul s-a spart și aduc ce am nevoie. Aici s-a adus un bloc de jucători masiv, 14 jucători, ca și în urmă cu un an, care nu se leagă cu logica de ce avea nevoie cu adevărat Dinamo pentru a fi o echipă competitivă. Ca să nu mai spun de drama trecutului, că nu s-a avut o continuitate în creșterea jucătorului. Uite că Ciubotariu după 4-5, după 3-4 jocuri începe să dea oarecum randament. Și alții. Deci, cel care l-a adus pe Cosmin Contra, ei spun, să okay. declară, este un fost contabil, director economic, sau ce-o fi fost el, la Hetafe. Lucru pe care îl știu de 7-8 luni de zile de la amicul meu Gică Craioveanu. El l-a adus pe Contra, probabil că are o relație de cunoaștere, de amiciție cu proprietarul al cărui tranzacție, cu coaforul, cu negoiță. Ce importanță are cine l-a adus pe Contra? L-a adus pe Contra, toată lumea a fost l-a de acord pe Contra, bună, dar da? În același timp s-au adus și acești 14 jucători, precizez, cu excepția lui Nemeț și Gold, și Gold, care au fost aduși înainte. Okay. Toți ceilalți 12 au venit cu acordul lui Contra sau nu? Nu cunosc acest aspect. Da, cert este mulți. Că s-au sunt adus nu numai foarte mulți, dar nu s-au adus în funcție de ceea ce înseamnă obligativitatea de a ține cont de dinamica unei echipe și de a aduce ceea ce ai nevoie. Părerea mea e că s-au adus niște jucători ce ca nume așa sună pe hârtie sau au un oarecare CV discutabil, pentru că Garcia ăsta pare ca mijlocaș, ori în postura asta de la Ovidiu, l-am văzut un fel de atacant lateral stâng. Aici e felul. Dar și cum îi pui? Convingerea mea este un fotbalist cu un CV convingerea mea că bun. Atât pentru Dinamo, cât și pentru Cosmin, aducerea acestor jucători au constituit o mare surpriză. Adică, în mod normal, trebuie să existe o continuitate. Deci, există un compartiment competent, ceea ce nu e la Dinamo, care are o continuitate de căutător de talente, care cunoaște de-a lungul timpului evoluția concepțională a selecției și a prezenței în teren a echipei. Și zice, domnule, îmi trebuie un vârf de atac.
Păi atunci hai să iau un vârf de atac. Păi care e diferența între bietul ăsta Popa, care era plătit cu 2000 de euro pe lună, și nemeț care se zice că are 18.000 și care nu contează, nu intră în careu. Deci sunt niște gafe infernale, domnul, pentru că logica continuității, vă spun ceva, selecției nu există. Spuneți că nu e diferență între Popa și Nemeț, da? Nu. Este diferență în favoarea lui Popa. Bun. Cât timp a fost Popa și este diferență financiară? Cât timp a fost Popa la Dinamo? Dinamo a jucat în play-off? Nu. Dinamo, okay. Dinamo cât este... timp a fost, au fost și ceilalți jucători care au fost îndepărtați la Dinamo? În fiecare luni seară eram ajamentul nou studiu și spuneați, Dinamo n-are lot de play-off, Dinamo n-are jucători. Vă întrebasem la un moment dat câți din cei 11, făceam noi o analiză, ați păstrat dacă ați avea puterea să remaniați. Și mi-ați spus că 3-4, restul da, trebuie exact. Să... E, asta au făcut spaniolii. Eu de asta întreb dacă vi se pare că acești spanioli care au venit, sau mă rog, nu sunt toți spanioli, polonezul Gol, mă rog, venezuelanul Gonzalez și așa mai departe, au sau nu valoare. Că dacă acceptăm că au valoare individuală, atunci trecem la nivelul următor și problema deci... e la antrenor. Deci, problema, adu-ți aminte că în urmă cu vreo 3 săptămâni discutam exact ceea ce spui tu. Da. Și mă întrebai, domne, era începutul prezențelor acestor jucători în Dinamo. Cred că acum vreo luni și ceva și vă întrebam, da, care dintre ei vă place și care nu. Da. Cu rezervele de rigoare, mi se pare că pot face față cei doi fundași, lateral, Gonzalez, da, și Isma Lopez, gole, la fel cum țin minte că am declarat și mențin această declarație, că doi jucători de luat în calcul și care pot ridica valoarea unei echipe pot fi Camara și cu Roberto Valle. Borja Valle, pardon. Okay. Deci, acești patru, la care au mai apărut niște jucători. Au mai apărut niște jucători care încă nu ne putem pronunța și care, cum să spun, să calcă pe bombeuri. Pentru că, după părerea mea, o echipă trebuie să aibă exact cum tot acum vreo câteva săptămâni spuneam, să atace pe tot frontul de joc. Ai văzut că înainte de emisiune discutam cu unul din fiii mei adoptivi fotbalistici, cu Florin Răducioiu. Un tip inteligent ca fotbalist și, mă rog, un om care se poate și calitate, caracter, un băiat foarte... Și explicam, domne, există o anumită dinamică la ora actuală în lume și care este dinamica care a inventat-o, dacă vreți, Guardiola în momentul în care avea Barcelona aceea celebră. Și anume, dintr-un 4-3-3 pe defensivă, care devine de multe ori un 4-5-1 sau un 5-4-1, logica este o dinamică în care să ocup tot spațiul de atac din bandă în bandă. Spuneam eu că se desface. Ar fi obligatoriu, glumind puțin și trezându-i atenția jucătorului, să-i spui jucătorilor din bandă că trebuie să fie, să-i vadă când pleacă construcția incipientă a echipii, să fie murdarul de varul care mai are pătușe pe gheată, pe exteriorul ghetei. Deci, de ceva timp să joacă în acest 5-4-1 sau 4-5-1 în apărare sau uneori și ar 6-3-1, dar când se duce echipa pe atac, rămâne un 2-3-5 și sunt două linii convexă și concavă de atac și de mijloc de construcție, în care jucătorii care vin pe bandă și se mulderesc de var sunt fundași și de margine. Și ții minte că discuția asta o făceam și când a pierdut echipa, pentru că după părerea mea, și Camara, și Vale, și Fabrini, și acest Garcia sunt jucători de centrul terenului. Și dacă atași numai pe centrul terenului, comprim spațiile, da. Comprim spațiul, favorizezi defensiva adversă și dacă stăm să ne gândim, Dinamo a contat ca o presiune reală pe ceea ce înseamnă poziția și așezarea defensivă a viitorului doar în primele 10 minute. Când aduceți vă aminte că au înregistrat 6 lovituri de colț. Corect. Dar de unde? Din zona centrală, pe margine n-a venit nimeni. N-a apărut nici Sorescu, care era pe postul lui Gonzalez, care a intrat după aceea. Deci este un hazard total și un neprofesionism total în aducerea acestor jucători, la fel cum mi se pare foarte greu pentru Cosmin Contra să-i așeze repede din punct de vedere tactic, pentru că nu are ingredientele, dacă vrei, dinamico-tehnice de care ar avea nevoie. Deci, jucător de bandă este Bani, care a jucat în prima repriză așa și așa.
Mai este Mihaiu, mi se pare, care nu l-a folosit. Sorescu e un jucător de bandă. Sorescu este un jucător de bandă, dar de cu totul altă bandă. Nu este. Adu-ți aminte, tot vorbeam cu Florin înainte, cât de mult contează că acești doi fundași, și aveam discuția asta, chiar am avut-o, când mi-a cerut părerea Cosmin Contra, îi spuneam chiar la meciul înfrângerea cu UTA. Zic, ai atacat repriza a doua, doar cu 3 metri în stânga și în dreapta barelor de la porțile adversarului. Nimic pe bănzi. Păi ce, da, le-am cerut jucătorilor, simtea, vede și el fotbalul, nu se poate spune că nu-l cunoaște. Le-am cerut fundașilor respectiv, adică lui Gonzales la partida respectivă și lui Irma Lopez, să urce după modelul care, dacă vrei să-l discutăm, după modelul golului 5 sau 6 pe care îl reușește Bayern când calcă în picioare Barcelona, pleacă Alaba pe banda stângă, ajunge la linia de fund, centrează, cel care vine și marchează este cel care vine din poziție de apărător lateral dreapta a Chimii. Da. Deci cam ăsta este idealul. Iar Dinamo la ora actuală are 6-7 jucători centrali și nu are jucători de bandă și nici o conlucrare între ceea ce înseamnă. Pentru că, după părerea mea, Garcia, Camara, Vaie, sunt jucători centrali. Am înțeles. Gol, jucător central, gol din toate punctele de vedere. Nemeț, nu se poate. Nemeț, tu mi spuneai corect. Păi, dom'le, Popa nu e adevărat. Cu Popa, la fel cum ceilalți jucători, cu Neicuțescu, cu jucători, dacă vrei, Ciubotariu, Nedelcearu, luăm o pleiadă întreagă creată într-un fel și de răduțe la centrul ăla de copii și juniori. Nenorocirea este că nu s-a lucrat cu ei, repet ceea ce am mai spus, în perioada Dinamo, de acumulare certă. Nu știu ce s-a făcut, dar cu jucătoria Dinamo n-a performat. Uită-te, te rog, la efortul pe care l-a făcut Popa, așa cum este el, cu o tehnică mai rudimentară, dacă vrei, și exprimată clar și la penaltiu care l-a bătut la Craiova, și ce efort a făcut Popa de unul singur în fața construcției incipiente pe care a avut-o Craiova. Da. Deci trebuie să te gândești la utilitatea jucătorilor și că nu se poate să vii cu jucători cu asemenea sume de transfer când sunt ca unul... Sume de transfer n-au fost, sume de poate salarii. Salarii, dar sunt tot sume care încarcă bugetul. Două chestiuni. Prima, ar fi o soluție îndepărtarea lui Contra? Nu cred că la ora actuală. Nu cred, Contra este un luptător, dar părerea mea este că a fost un decalaj total între momentul în care Contra a fost alesului Malero Marin și, așa cum a spus Contra de câteva ori, eu l-am cunoscut pe Cortasero la București. Nu se poate face așa ceva. Este inadmisibil pentru o echipă care se respectă într-o logică a existenței. La fel cum transferurile, tot la fel, și în presa, scris, sunt oameni care au făcut declarațiile respective, le-a făcut Malero Marin. Păi stai mă puțin, eu mă duc acasă și vreau să mănânc, eu știu, mănânc seara iaurt și n-am miere, n-am iaurt, n-am asta, îmi iau 3 sarmale și 4 nuci. Păi este cu totul altceva, nu mai am nicio legătură cu ce vreau să fac, dacă mie mi-aduce altul jucătorul și eu încerc să-i asamblez, în momentul în care 7 sau 8 dintre ei sunt în aceleași poziții în teren. Ori fotbalul presupune o desfășurare pe tot ce înseamnă blocaj în defensivă cu tot efectivul de jucători. O să discutăm când va veni vorba de Târgoviște. Și o desfacere, un evantai în care folosesc toată lățimea terenului. Ori Dinamo la ora actuală are 7-8 jucători de mijlocul terenului și nu are jucători de bench și nu are vârf de atac. Acum 2 săptămâni eram aici la emisiune, vă sunase Cortasero, cu puțin timp înainte să intrăm în emisiune și v-a spus atunci un mesaj clar să-l transmiteți mai departe, că de-aia și suna să știa că intrați în emisiune. I se spusese. Da, că o să plătească, o să vină cu banii, spunea el, în maxim o săptămână, nu? Au trecut 2 săptămâni. Ați mai vorbit de atunci cu el? Nu. Și eu am avut o singură discuție corectă, firească, cu cel care l-am adus în 96 cu Florin Iacob, cu Cosmin Contra, la mine acasă, care tot el mi-a adus pe Cortasero și pe încă 2, băiatul ăsta care a intermediat această cină cea de taină din care s-a ajuns, la ce s-a ajuns și am explicat până acum, nu vreau să mai reau când fac rău. A venit și Șerdean. Eu am avut o discuție de o oră și jumătate, eu pe un fotoliu, Cortasero în fața mea, în care nu i-am explicat decât ce înseamnă Dinamo, ce a fost Dinamo
Și ce văd eu că trebuie să fie Dinamo și cum văd eu că trebuie să fie Dinamo. Încheindu-i de maniera. Nu aduce mulți. Nu, aici nu trebuie o legiune spaniolă. Mai ales că sunt niște oameni care n-au... Nu, și el ce v-a zis la final? A tăcut despre altceva. N-a zis absolut nimic. A zis da, o să fie... A tăcut despre altceva. Da. Asta e best. Cum vă explicați atunci că oamenii ăștia în prima lună, în a doua lună de când pleacă la drum cu acest proiect, nu se țin de promisiuni. Mi se pare realmente fără precedent. Eu am mai văzut proiecte în România care s-au finalizat. Asta din capitolul, ca și societate, că străinii au impresia că poate să facă ce vor. Dar chiar așa? Da, adică mă așteptam poate peste câteva luni, uite-te, la anul, dacă nu iese uite-te, nimic sezonul ăsta. Dragul meu, Dan, uite-te, te rog, la precizarea dureroasă, dramatică, deprimantă, dacă vrei, făcută de omul care apare cel mai des de la Ligă. E vorba de Iustin Ștefan. Acum câteva zile, când a zis ne surprinde faptul că n-avem o legislație de verificare. Pentru că toți ceilalți, și din PCH, și oameni care sunt dinamoviști, au verificat și au văzut că în spatele acestui Cortasero nu există decât o căsuță poștală undeva într-o localitate în Luxemburg, undeva într-o clădire unde mai sunt 4.000 de căsuțe de offshore-uri de genul acesta. Deci, prima problemă, extrem de importantă și care a dus la această criză, este faptul că nu s-a știut de la început care sunt datele transferului de la Negoiță sau de la Coafor la Cortasero. Prin cine? Printr-un intermediar care a mai fost contabil. Deci, nu mi-am, am și eu, că am avut și eu contabil, îi las la cifre. Sigur că ei au anumită, fiind într-un club, ne pricepem și la asta, dar trebuie să te gândești. Are capacitatea să găsească ca la mână. De exemplu, la mână lipsește degetul ăsta, să face un transplant, să mai face arătătorul. Păi aduc arătător, nu aduc degetul mic și îl pun în locul arătător. Corect. Cam așa s-a întâmplat la Dinamo. Da. Din păcate. Și lucrurile sunt dramatice. Nimeni n-a sezizat și mă întorc la ceea ce spunea Iustin Ștefan și care apreciez. La noi există mai mult fără de legea decât legea. Sigur că există în teoria statului și dreptului faptul că de cele mai multe ori imaginația umană depășește capacitatea de legislație a omului. Dar avem practicile din străinătate. La Manchester United, de exemplu, cei care conduc sunt doi americani care au niște offshore-uri, dar offshore-urile respective au pe lângă ele încă vreo 10 societăți. Și în momentul în care ei au venit cu un ban de la offshore, cu un grup care conduce din punctul ăsta de vedere, când au venit cu banii de la offshore, au trebuit să explice și la Federația Britanică, engleză, și la UEFA, pentru că joacă în cupele europene, de unde-s banii. La noi? La noi pleacă banii și nu se știe nici măcar ce au plecat. Ar putea domnul Dinu și Cristi să fie rezolvată ușor măcar o problemă în România. Știi cum, Cristi? Garanții bancare. Pentru salariile jucătorilor. Garanții bancare. Pentru salarii. Cash flow colateral. Nu. Ăsta e contul meu, garanție. O secundă. Drepturile te... Liga, știi de ce nu face chestiunea asta? Pentru că e la mâna cluburilor și pentru club nu e bine să ceri garanții. Iar cluburile votează, nu votează fotbaliști. Asta e, nu votează jucătorii. Atunci, că dacă tu cereai să garanții de la Dinamo, aveai lege și spuneai, îl aduci pe Borja Vaia, 30.000, îl aduci pe Paul Anton, 25, ăla, 30, conform, 18.000, și mă uit în buzunar, am banii. Și pune garanția, cât? 2 milioane sau 3 milioane pe an. Pui banii în garanție și noi plătim salariile. Mai departe, ce cheltuieli ai tu, ești liber să faci ce cheltuieli. Știi cum e asta în fotbal? Tot hai să glumim două secunde. Am văzut faza aia cu băiatul ăsta care a căzut de la UTA. Mi se pare că era o roian în care o a simulat. Mi-aduc aminte că până în 80, apropo de Ștefan Covaș, care se leagă și cu chestia asta, am jucat undeva la Blagoev Grad un meci România-Bulgaria. Revenisem în echipa națională. Alte discuții. Și a fost o lovitură la vreo 25 de metri. Și s-au pus de acord să o execute Beloni și cu Romilă. Romilă 2 de la Iași. Și a ieșit o fază de apocalips, în sensul că a plecat Romilă, a călcat pe mingea, a căzut precum o roian ăsta în partea stângă, după care a venit, mișcându-se mingea puțin, a venit Beloni imediat, a dat pe lângă mingea, a căzut în partea dreaptă. Și la final, Ștefan Covaci, să-l odihnească Dumnezeu, care avea un umor, dar foarte dură expresia, bă, zice,
Bă, de ce v-a spus amândoi? Că doar în Miorița s-au înțeles un ungurean cu un baci ungurean, cu unul vrâncean și așa mai departe. Ce a fost în capul vostru? Și Belu ne-a explicat. Simplu ne-a piștit. A zis, las la tine că dau la mine. Și amândoi au căzut unul în stânga, unul în dreapta. Deci tot Piștii Covași ne învăța o chestie pe cei de la Steaua, în perioada, să spun, apropo, care se leagă și cu Dinamo într-o logică. Zice, aveți bani? Da. Păi dacă aveți bani, seara vă duceți la Capșa, la Atene Palace, la Cina și eventual și la Berlin. Dar întrebați la intrare dacă sunt eu înăuntru, că eu mai umblu. Dacă sunt eu, voi nu intrați. Că dacă voi sunteți și eu întreb și sunteți acolo, nici eu nu intru. Dacă aveți bani. Când n-aveți bani, asta este nenorocirea și la Dinamo și în fotbalul românesc, crește jucătorii sau, cum spunea Piștii, super. N-aveți bani? Te duci în piață, iei de 6 lei parizer, o sticlă de aia de, era pe timpuri, vin bun, făcut la Megidia de Nea Iordan, odihnește-l Doamne și de Mușdaba, aia cu corăbioare, care îl bea Fănuș, Dumnezeu să-l odihnească și pe el, cu corăbioare, iei de 6 lei salam, iei o jumătate de pâine, vinul ăla e obleic, așa era atunci, și stai dracu acolo în casă, că n-ai bani, n-ai cum să ieși. Păi Dinamo are 400, a ajuns la 4. E posibil așa ceva? Pentru că, vedeți, sunt totuși niște oameni care mai știu ce e cu fotbal. Deci eu am avut niște discuții în sensul ăsta cu Mărginean. Mărginean, care este și el tot în grupul ăsta, hai să spun, de... Să sperăm de bine intenționați. Mărginean chiar e bine. Nu, bine intenționați suporteri dinamoviști care au fost ea Dinamo. Dar nu se poate să nu-ți dai seama cu cine au de-a face. Până la legislația care o spunem și o vorbim, care se presupune, ai bonitate, ai niște bani cash, prezintă-mi, te rog, contractul, pentru că în momentul, tot că îmi vine în cap de Florin, care am despărțit de el, păi când Berlusconi a vândut Milan la chinezul ăla, s-a știut ultimul paragraf din tranzacție prezentat de presa italiană. Cred că va fi început. Va fi un început. Această păi stai tot timpul ne prinde târziu început. Da, după ce clar, a făcut nenorocirea la noi, clar că ne vine așa zisa reparație. Păcat să vedem că Dinamo ne va obliga să creăm reguli. Deci este inadmisibil. Nu, iartă-mă. Păcat, ar fi foarte bine. Pentru că păcat că cu Dinamo. Nu contează cu ideal, cine, ar fi fost foarte bine să facem de la început, să existe deja. O chestiune genul ăsta. Deci, un pasaj din comunicatul dat de fanii acționari ai lui Dinamo, foarte bun, foarte bun. Multă ironie și explică ceea ce se întâmplă la Dinamo, nu e tot, dar e începutul și finalul. Ce faci, Pablo Cortasero, evident, întreabă fanii, la club nu avem nici de o pâine, ai de gând să vii cu banii? Pablo ne răspunde, mâine. Genial, absolut genial. Și finalul. Nu, iartă-mă, la mâine are Giovanni Beccali o chestie care a trăit 100% cu spanioli. Prossima semana. Ah, okay. Prossima semana, care e maniana. Și finalul zice, chiar acum, de îndată, merge la bancă băiatul. Doar să-i mai număr o dată până trece imediat. Imediat, apropo că... Da. Imediat, da. Eu... Trist. Așa sunt eu. Interpretați cum vreți. I-am explicat domnul Cortasero. Uite ce e, când am avut discuția aia cu el, în care îți repet. După care am avut și o discuție cu Limoniu, cu Mărginean, care e un băiat de caracter așa și îmi place că e dinamovit și încearcă să facă ceva. La fel cum competență știți că este și Bălănescu. Numai că nu trebuie lăsat Bălănescu să facă ceea ce trebuia să facă. Compartimentul de căutători de talente. Și acolo trebuie să existe cineva. Mă, aia asta nu se poate. Cum i-a spus Barbu Cartagin maestății sale când a vrut să căsătorească pe Carol cu Elena, cu Văcărescu. Aia asta nu se poate. Deci n-a existat nimeni la Dinamo în ultimii ani care să spună, domne, asta nu se poate. Hai să luăm un jucător de bandă, că ne trebuie un jucător de bandă. Hai să luăm un vârf, că n-avem vârf. Dar să existe că pretutindeni, tot Florin era înaintea și îmi spunea, zice, cine face socotările astea la Milan? Cine le face? Paolo Maldini. Păi și cine e Paolo Maldini? O legendă. Păi la noi vin toți contabilii, ne aduc jucători, legea noi s-a ales praf. Eu i-am explicat atunci, cu asta închei, iartă-mă, Dane. I-am spus și lui Pablo, domnule, uite ce e. Eu cunosc foarte bine situația asta, că am avut și eu cu un grup de suporteri, am încercat să facem ceva, mă rog, nu s-a putut. E o discuție foarte interesantă. Deci în noiembrie anul trecut, Negoiță cerea suporterilor, unui grup de suporteri, cum erau și ei, mai bun, mai rău, sigur că sunt inteligenți și e de apreciat ce au făcut DDB-ul ăsta și PCH-ul în ceea ce înseamnă ajutorul Dinamo. Chiar dacă
o anumită bonitate din partea lor poate să însemne un milion de euro din cotizații pe an, contează foarte mult. Eu am spus lui Cortaseră, dom'le, uite ce e, ai preluat Dinamo, nu știu care sunt datele. Natale, probabil că la notariat, dar trebuia să, să fie prezentate, trebuia să le știe membrii societari care sunt DDB-ul cu 20% și așa mai departe. Trebuiau prezentate. Natale trebuie să vii acum, mâine, cu 5 milioane, pentru că în noiembrie anul trecut, discuția care au avut acești suporteri din Ramoviști, care eram eu apropiat de el, cum sunt apropiat de toți, așa, și pacea e cea mai bună, chiar dacă a mai fost ciondăneala între noi, sentimentele sunt mai puternice. Deci, problema care se pune în mod de... Atunci era, vă dau 51%, tot nevoiță, spunea, vă dau 51%, dar din momentul ăsta eu nu mai am nicio legătură, finanțați voi Dinamo. Când suporterii n-aveau decât vreo 30.000 strânse și aia cu vai de capul lor. Bun, după care l-am întrebat, și asta e interesant, l-am întrebat pe Bălănescu de curiozitate. Apropo de Piști Covaș, n-ai bani, stai dracu în casă cu Parizel, nu mai ieși. L-am întrebat, zic, dom'le, cât mai costă echipa asta din 1 ianuarie, până nu se știa că vine pandemia, până la sfârșitul campionatului? Și dom'le, el are totuși o experiență fotbalistică, nu trebuia să bage în alte lucruri. Între 1.500.000 și 1.800.000 mai costa atunci. Și atunci l-am spus la băieții ăștia, alo, aveți banii? Stăm acasă, bă, că n-avem bani, nu putem să intrăm în discuția asta. Mister. Deci, eu i-am închei spunându-i lui Cortaseră atât. Numai în prima fază trebuie să vii neapărat cu 5 milioane. Nu știu, înțelegerea care a avut-o dumneatale cu negoiția e foarte importantă, dar atâta costă începutul. Am înțeles. După care, cu o bună organizare, până cu acolo marketing, se vine cu banii. Că suntem aici, vino cu banii. O să ajungeți, mister, sau să se ajungă la ce datorii se acumulează, să găsiți pe unul care să-l plătiți să ia echipa. Nu. De care să vă rugați să ia echipa și să o financeze. Primul lucru în condițiile actuale, lăsând datele fotbalistice, care le-am explicat cât de cât cu fratele nostru, cu Dănuț, este extrem de important să se cunoască datele înțelegerii între Coafor, Nevoiță, Oare și-o fi primit banii Negoiță? Nu știu. Uitați-vă că singura operațiune care s-a făcut a fost practic continuarea mandatelor în Consiliul de Administrație a lui Eftimescu și a mea. Datorită acestei continuări s-a înregistrat prin eforturile lui Mărginean și au venit banii de la drepturile TV. Și prima dată apare că ar fi trebuit să se plătească din 230.000, mă rog, 50.000 un împrumut care a dat Liga lui Dinamo și 150.000 un Negoiță. Păi puneți-mă, băieți, scârtile, să vedem cât va cere un Negoiță, când trebuie să plătiți, cum să plătiți, ca așa restul să nu mai vorbe, ca să vedem la ce te poți angaja. Da. Vă fac o mărturisire importantă. Nu am făcut niciodată. Și că vorbeam de tactică, de joc, de modul în care trebuie să se apere Dinamo, o echipă, în general, cum se desface. Dom'le, nu o să iartă-mă, niciodată. Iartă-mă că spun, iartă-mă. Știi cum e? Erau niște momente, mi-aduc aminte că mi-a explicat Ferguson până 82, eram 82 în Vestfalia Palatinat, el era cu Aberdeen, noi eram cu Dinamo. Și, dom'le, o echipă este ca o mână, dom'le. Se desface ca să prindă și se strânge ca să poată să ia ceea ce se desface ca să poată să surprindă adversarul și se strânge ca să poată să-l prindă, să se închidă. Și vă fac o mărturisire, nu am discutat niciodată cu dumneavoastră, nu mi-am adus de multe ori aminte și îmi pare rău pentru generația actuală, chiar și cei care sunt la federație și conduc fotbalul sau care sunt factori de decizie în fotbalul românesc, simt așa o părere de rău că nu au avut șansa și nu am cum să nu vă spun. Mi-aduc aminte, nu promovasem în Liga 1. Nu mi-am imaginat niciodată, mi-am dorit. Și mi-am dorit să ajung la un nivel înalt să arbitrez, dar am ajuns fiind în Liga 2, am arbitrat un meci în București și jucat Dinamo acasă. Undeva în 1999-2000. Și era un meci important pe Dinamo, pe Ștefan cel Mare. Am stat la tribuna întâi, nu la tribuna oficială, ușor lateral, în dreptul suprafeței de pedeapsă, între suprafața de pedeapsă și mijlocul terenului. Dom'le, am rămas, pricepeam fotbalul, că dacă toată viața am fost în fotbal, nu am jucat. Priceput. Adică, și ești de acolo. Și nu am cum să uit, habar nu au acești tineri, acești oameni care privesc fotbalul actual și
cum arăta stadionul, era plin, plin, era un meci important, și cum Dinamo, în momentul în care se apăra, Mister era antrenor, Dane, nu-ți exagerez, distanța între linia de apărare, nu exista libero, domnule, erau toți pe aceeași linie, că puteai să pui o ață și nu era unul stânga-dreapta. Ce luptă! Era toți pe aceeași linie, erau, juca Ionuț Lupescu, juca Timo, juca Căldan, Dumnezeu să-l ierte, Timofte, juca Marius Nicolae, ok. Era distanța între linia de apărare și atacant, domnule, mai mult de... Aia a fost o echipă formidabilă. 15 metri. Ce, domnule, 16-17 metri. Iar când intrau în pod, deci făceau ca un piaptăn din ăla des, nu aveai pe unde să pătrunzi, ca o pădure deasă. Iar în momentul când ajungeau în posesia mingii, se desfăcea ca un acordeon. Adică spui, domnule, cam ce a fost Dinamo și ce a ajuns după 20 de ani, cam asta e ideea. Ce rău îmi pare aici, pentru aici, cei care privesc fotbalul în ziua de astăzi. O scurtă pauză comercială și ne întoarcem în... Era și Nova Guardia, care era superbă. Domnul Dinu, scurtă pauză comercială, ne întoarcem. Da, am revenit în studio la minutul 99 alături de Cornel Dinu și Cristi Balaș. Trecem la FCSB Botoșani. Victoria clară pentru FCSB, însă după prima repriză echilibrată, FCSB face câteva schimbări la pauză și de componență și de așezare în teren foarte interesante, pe care repriza a doua arată foarte bine, câștigă cu 3-0 partea a doua și câștigă meciul, domnul Dinu. Da, sigur, e o diferență, dacă vrei, de clasă netă în favoarea Stelei față de distribuția Botoșaniului cu Croitorul în tribună la ultima partidă asta, pe nu înainte de meciul acesta, dacă mai țineți minte, își trântea geaca la Titi Teașcă, pălăria, șapca pe timpuri, mă rog, tempi pasati. Diferența este clară și se face în repriza a doua, pentru că în prima repriză, dacă vreți, și deschiderea scorului lasă să se vadă vulnerabilitatea axului central al apărării Haruț cu Șeroni, care Șeroni cel puțin la primul gol e dramatic, e ridicol ce poate să facă. Și bineînțeles că diferența o fac în repriza a doua, e corect ceea ce spui, dar în special jucători care sunt cu tehnicitate destul de bună cu mingea la picior și care au și oarecare viteză de pătrundere, chiar dacă par mai lenți, gen Moruțan, Olaru, poate. Tănase oricum e mai rapid, ca să nu mai spun de Man. Man, care e un jucător o săgeată pe care, părerea mea, că se caută la ora actuală în fotbalul mondial și trebuie avut grijă de el și pus în valoare și aruncat în luptă, mai ales acum când poate. Dar, repet, și lăsați să se înțeleagă și Cristi, e o luptă fantastică pe care, din momentul când te-ai hotărât să fii antrenor, e cu totul altceva decât ca jucător. Și trebuie să lucrezi de la 8 dimineața până la 1 noaptea, mintea să-ți treacă numai la așa ceva. Sigur, fără să-i terorizezi pe jucător, dar conținutul antrenamentului și așa mai... Deci, pe undeva, Steaua este o echipă net superioară, a făcut diferența în repriza a doua, într-o repriza a doua în care practic Botoșaniu, după părerea mea, nici nu au mai contat. Oarecum au contat cât de cât echilibrat aparent în prima repriză, pentru că au avut și ei două situații oarecum periculoase, dar diferența clară de valoare, de dezvoltare a jocului, de forță de pătrundere a fost făcută în repriza a doua net de ceea ce înseamnă de la mijloc în față de cei de la Steaua. Și mi-a plăcut că în final a intrat și puștul ăsta Popescu, care mi se pare destul de talentat. Noi am mai discutat aici și la fel în meciul ăsta s-a întâmplat cu repriza a doua, Man, care trece din atacant dreapta, atacant central. Și în locul lui, în dreapta, apare Moruțan. Mă refer cum a arătat repriza. Nu, spui foarte corect legate de pozițiile schimbate din teren. Schimbate în teren. De asemenea, Olaru cu Tănase au făcut rocadă, Olaru a venit Inter, Tănase a urcat. Adică au fost niște modificări, scriam eu în gazetă, care nu cred că sunt de apanajul lui Gigi Becali, că sunt prea subtile, totuși, repoziționările astea în teren. Ce spui tu este de mare finețe. Da. Este de mare finețe. Și schimbări de genul acesta te duc cu gândul la două probleme esențiale în fotbal. Dacă schimbi, îi schimbi pe calitățile jucătorilor, da, și pe coerența dintre jucători. Deci dacă îl duc în față pe Man, cum s-a întâmplat,
trebuie să mă gândesc că îi se pune în valoare forța de pătrundere, viteza, prin pasele, prin mingile care se dau pe spațiu liber, ca să-i pui în valoare calitățile incontestabile care le are. La fel cum un jucător ca Moruțan în partea dreaptă este un jucător cu tehnicitate destul de bună, care poate să se descurce, să scoată jucători din joc. Însă aici se pune problema nu numai... vedeți că rar am auzit să se discute în fotbalul nostru de vreo câțiva ani de zile problema asta, doar câțiva antrenori. I-am auzit făcând niște apropouri în sensul acesta. Pe lângă schimbarea poziției, aduceți-vă aminte, când avea 17 ani, mi-aduc aminte la Sporting Lisabona, când era Bălăni antrenor, Cristiano Ronaldo juca atacant lateral dreapta. Ulterior, acum, joacă pe tot frontul de atac. Ceea ce s-ar putea înțelege că poate să facă și Man. Dar, cu serviciul, cu ceea ce înseamnă verticalizări, cu pase în profunzime, care vin din calitatea mijlocașilor. Că degeaba duc săgeata în vârful atacului meu, dacă nu am coarda de la arc care se arunce mingea. Și asta înseamnă mijlocaș. Și al doilea subiect foarte interesant, de tot la fel de vreo 20 și ceva de ani se vorbește în străinătate, am văzut rar în România doar câțiva antrenori pregătiți și pregătindu-și echipele să schimbe așezarea modulului de joc a blocului funcțional pe parcursul unui joc. Exact cu ce spui tu. Deci sunt momente în care joci 4-3-3, dar poți să joci un 4-3-3 cu un jucător metodist, Kanté, de exemplu, hai să spunem... A fost Shoot, de exemplu, aici. La... Shoot, cum a fost aici, și cu doi Inter, la care poți să schimbi. Să joci cu un jucător în spate, cum ar fi Tănase în spatele vârfului, și cu doi jucători metodiști, în funcție de ce vrei. Deci, de cele mai multe ori, de foarte des, echipele care performează, schimbă modulul de joc, adică desenul modului de joc. Trece de la un 4-3-3 la un 4-1-1-1, la un 4-1-1, trece la un 4-2-3-1. Deci, tocmai pentru a crea surpriză și, bineînțeles, pentru a-și pune în valoare calitățile, repet, antrenate, coordonate în procesul de pregătire. Că altfel vorbim așa ca să ne aflăm în treabă. Dacă ceea ce ceri în teren n-ai pregătit în antrenament, mai bine stai acasă. Încă o chestiune înainte de fazele de arbitraj. Credeți că este doar întâmplător? Și în antrenament trebuie să concep ca un profesor în fiecare seară să-ți faci lecțiile. Cum îmi spunea mie, odihnească-l Doamne, că am numai din ăștia prieteni. Doctorul Tomescu zice, operez genunchi, am a 10.000 operație, dar în fiecare seară înainte de operație mai mui până carte care e procedura. La fel trebuie să faci tu ca antrenor. În fiecare seară să-ți faci lecțiile. Ce nu mi-a ieșit, ce exerciții fac, ce inventez, ce trebuie să pun la punct. E o muncă. Credeți că este doar întâmplare că echipa, mă refer la FCSB, a început să aibă rezultate foarte bune din momentul în care aparițiile publice ale lui Gigi Becali s-au estompat? Adică poate avea vreo legătură? Are o legătură. Vezi că se fac fel de fel de discuții, de speculații chiar. Că ar fi trecut pe rugăciuni, ceea ce e foarte bine. E bine să fii credincios. Toți suntem din punctul ăsta de vedere. Că ar fi preocupat de cu totul alte lucruri, eu știu, de clinică, de COVID, de nu știu ce medicament. Cert este că apare mult mai puțin în spațiul public declarativ, pentru că de multe ori declarațiile lui, care sunt declarații bine intenționate, dar nu sunt făcute de un profesionist care să fi trecut în fotbal. Corect. Și ele rănesc. Și rănile respective cred că au dispărut în ultimul timp și echipa are altă față. La fel cum pregătirea fizică mi se pare. Aveți mare dreptate. Adrian Ilie îmi spunea, care da, îl știe pe Gigi Becali și lucra cu el. Dacă în momentul în care veneam la Steaua, mi-a zis odată, 93 sau când a venit el, și era și foarte mic de vârstă, îl aveam patron pe Becali și avea declarații la adresa mea, cum are la adresa jucătorilor, eu nu mai ajungeam Adrian Ilie, cel care am ajuns. Da. Bine, dar Adrian Ilie l-a avut la
la Valencia a avut antrenor ca lumea, nu? Da, dar și până la Valencia l-a arătat multe calități. Și să știi, eu îl întâlnesc din când în când, este un băiat de mare bun simț și un, da, și un tip de calitate și un jucător care pe undeva a salvat transferurile care s-au făcut foarte în masă bun, la, prin ceea ce, pe prestațiile, da, care le-a avut el. Haideți să dăm fază de arbitraj la acest meci, că avem trei momente. Minutul 36, un posibil penalti pentru FCSB. Da, este... Hațegan arbitru. Da, este un contact acceptat. Chiar dacă atacantul lovește mingea, apărătorul dă piciorul pe lângă, nu lovește cu piciorul pe atacant, trece prin fața lui. Ei s-au întâlnit ulterior. Da, lovește? Nu lovește cu piciorul stânga apărătorul. Sau îl șterge, nu știu. Nu, nu se vede ceva clar, că nu vorbim de ceva. Nu-mi dau seama. Nu vorbim de ceva clar. Ce este clar, că este... Dacă l-ar lovi, ar mișca piciorul. Una la mână, dar și mai e ceva clar, că e Tănase. Și asta e adevărat, da. Dar apare, nici de cum nu este simulare, pentru că apare un contact între atacant și apărător. Deci decizie corectă, nu? Este decizie corectă de lăsa jocul, okay, să continue. Mai departe, minutul 45, o poziție de offside. Aici cred că o să fotografiez momentul în pregătesc camera. Din capitolul și băieții plâng câteodată și Șof regreșește câteodată. Uitați-vă unde e jucătorul. E formidabil totuși. Apărător. Deci nu poți să nu... Adică, Șofer fiind poate unul în ce mai bun. Păi nu, e bun. Adică nu, deci, uite, chiar o să pregătesc aparatul să fotografiez momentul, să-i fac o, să-i trimit poza, pentru că n-am cum să nu mă... N-am cum să mă abțin. Este absolut și... fabulosă fața. Nu, pe n-am transmisiunea nici direct. Adevărul că nici eu nu l-am n-am observat. N-am cum să mă impacientez. Și comentarii Mirica Dinescu. Și dacă îl excludem pe Olaru, este offside. Da, și eu zic că e offside. Și Emil zice pe comentarii, zice, nici vorbă de offside. Și eu zic, cum mă, nici vorbă de offside? Că mi se pare offside totuși. Da, limită, nu, dar mi se nu, pare offside. Nu să, și ca și mai, Olaru, dacă aș fi factor de decizie la comisie, nu m-aș impacienta. Dar, nu știu, adică, clar, deci pentru mine amuzant și... oboseala. Mai există blackout-uri din astea totale pe care un arbitru... Da, da, da. Te uiți, nu știi că se întâmplă să stai la volan și te uiți să vezi dacă în intersecție, să vezi dacă vine o mașină și se întâmplă să vină mașini? Dom'le, să nu le vezi. Se poate întâmpla. Adică, nu, mintea joacă. Sigur, sigur, se întâmplă. Așa e și la... Ei, vorbim de o brigadă care... Viața în sine e o mare surpriză. Și da, vorbim de o brigadă care pleacă, vine, pleacă, vine, meciuri internaționale, deplasările acelea sunt grele. Să faci deplasări, să revin, dar n-am cum să nu râd, pentru că îl cunosc și e prietenul meu, nu se supără. La următoarea emisiune să-mi zici ce răspuns. Poza, o să-i trimit poza și n-am decât... Bun, minutul 50, fază penalti FCSB. Aici nu știu dacă a existat o colaborare între asistent și arbitru, dar arbitru are o poziție bună și își duce imediat fluierul, da, fluiera repede, lovește în spate, o neglijență clară. Greu de descoperit, pentru că nu te aștepți să fie o asemenea intrare a unui apărător. Dureroasă. Nu e teatru, pentru că lovește în tendon, fiind cu piciorul pe pământ. Da, faul clar. Și nu este faul, am pregătit și un stopcad. Bun, ajungem la următorul meci. Craiova-Chindia. Craiova pierde. Bergodi demisionează sau, mă rog, anunță că pleacă până să discutăm schimbarea antrenorului despre meci, pentru că spuneați dumneavoastră să explicați despre ce lucruri bune face să îndoi totuși la Chindia. Da, este un aspect foarte interesant. Deci, pe lângă faptul că Emil, care l-am cunoscut destul de bine, l-am avut și la echipa națională, a avut și ghinionul ăla cu fractura aia teribilă care l-a scos pe undeva din marele fotbal, Emil este un, după părerea mea, un foarte fin observator și un muncitor realist, cu idei pragmatice, cu idei eficiente în fotbal. Pentru că de data aceasta, bineînțeles că dacă stăm să ne gândim, prestația echipei sale este superioară valorii individuale a jucătorilor. Asta este incontestabil. Și dacă punem în balanță, cum spunem uneori, valoarea lotului celor de la Craiova cu cei de la Târgoviște, într-o oarecare măsură, chiar... poate chiar decisivă, valoarea celor de la Craiova este net superioară. Iată însă că el a ridicat niște jucători foarte buni, un Dumitrașcu, un Neguț, chiar un Popa. Iar secretul care l-a lovit într-un fel pe Bergodi, care
după 7 victorii are 2 înfrângeri consecutive și cu cine? Cu Clinceniu și nu cu Chindi. Consecutive, că nu consecutive, a fost o... consecutive acasă, da. Acasă, da. Ceea ce i-a creat mari probleme, cred eu, dezvoltării jocului lui Bergodi și a echipei sale, este faptul că Emil a aplicat formidabil un principiu de bază al așezării zonale, care a început, dacă vreți, într-o oarecare măsură, poate în începuturile lui Michels la Ajax în 69-70, continuată cu perioada lui Sacchi cu Berlusconi și ajunsă la o manieră de teorie. Deci care este principiul defensiv de bază care l-am văzut aplicat foarte bine de jucătorii lui Emil Săndoi pe fază defensivă și care a încurcat foarte mult Craiova? Și anume, un principiu care s-a predat și la primul an serios la școala de antrenori din 2003, în care eram și eu lector, am adus pe cineva din Italia și le-a explicat că principiul zonal defensiv al unei echipe la ora actuală în lume este ca pe fază de apărare tot blocul, tot efectivul de jucători să se așeze între poziția mingii care se află la adversar și propria poartă. Dacă se poate cu tot efectivul de jucători. Sigur că nu se poate cu tot efectivul mereu. Dar de fiecare dată, 7 sau 8 jucători pe fază defensivă s-au așezat pe direcția de construcție, de posesie și care urma de finalizarea celor de la Craiova. De aceea, dacă stăm să ne gândim într-un fel la raportul ocaziilor, paradoxal, în prima repriză sunt foarte bine Târgoviștea, în repriza a doua a mai avut niște momente de ezitare în care n-au ocupat foarte bine spațiul acesta din fața propriei porți pe amenințarea directă a posesiei celor de la Craiova, pentru că Craiova totuși în repriza a doua are 5 situații. Dar din aceste 5 situații, 2 sunt barele lui Mamut. Da. Și haideți să ne gândim că tot în situația aceasta, pe contraatac, ceea ce este meritul echipei lui Săndoi și a lui Săndoi, sunt 2 situații mari de tot, scapă Dumitrașcu, singur în zona centrală și nu înțelege nimeni ce execuție are cu piciorul stâng, mingea se duce undeva într-un loc pe lângă poartă, iar ultima fază este de-a dreptul fantastică, în care acest jucător ridicat foarte mult ca potență fizică și tehnică de sub comanda lui Emil, e vorba de Neguț, aduceți-vă aminte în minutele de prelungiri, cum pleacă pe partea dreaptă, trece pe lângă cap acceleratul când... Dar, de fapt, la mine la Târgoviște erau mai mult personale care veneau de la Pietroșnița, dar nu erau și de alea marfare care treceau direct până apărare și putea să fie și 2-0. E adevărat că repriza a doua, pe lângă aceste 2 bare care spuneam ale lui Mamut, care parcă are ceva mobilitate în plus, mai sunt totuși 2 situații în care de data aceasta se poate spune că și a Ioanei în prestație revine la jucătorul de încredere pe care eu îl consider pentru buturile. Ne întoarcem la analiză și o să vorbim despre plecarea lui Bergodi și faptul că Universitatea l-ar dori pe Rădoi în locul lui Bergodi, ceea ce mi se pare extrem de interesant, dar după o scurtă pauză comercială. Da, am revenit. V-a surprins anunțul făcut de Bergodi că pleacă și mai ales modul în care a făcut. Are acolo o referire cu Sfinții. Poate înțelegi dumneavoastră exact ce a vrut să spună. Da, e interesant asta cu Sfinții, dar chestia asta cu plecatul al lui Bergodi mi-aduce aminte de patriarhul Nifon, care în cerdacul Palatului Domnesc de acasă, de la Târgoviște, are un moment când vede toți cu jalba în proțap, este trecut în istorie, și ia papucii și scutură, zice, aici nu se poate face nimic. Nu cred că este situația asta la Bergodi. Sigur că el este un tip sensibil, un om care l-au deranjat niște lucruri. Citatul este interesant. El zice, când nu te vor Sfinții, pleacă. Sigur, există în literatură o expresie de genul acesta și interesant că ea aparține lui Ovidiu Nasos, poetul, când era trimis de Tiberius în Pontus Euxin. Și are în Ponticile o reflexie, o poezie chiar de genul acesta, care are, bine, în latină, cred că Bergodi a făcut și el latină, poate puțin mai multă decât Rădoi și decât Burleanu, dar amicul lui Cristi,
Deci există un pasaj foarte interesant al lui, de fapt, care explică surghiunul la care a fost supus Ovidiu Nasus la Pontul Ecusin de către Tiberius de la Capri, în care spune, zice, când se ceartă zeii, e bine să pleci din calea fulgerilor lor. Asta este versul din Ovidiu. Iar el îl traduce pe undeva între sfinți, dar nu știu dacă e vorba de sfinți la Craiova, Rotaru, dacă e un sfânt, mai degrabă Andriș, pe care îl cunosc decât, pentru că e venit din frumusețea mănăstirilor Bucovine. E născut de acolo și parcă e băiat așa de viață, dar parcă s-ar mai apropia câteodată de anumite simțiri de sfânt. Dar în orice caz, ceva rumoare la adresa lui, indiferent că astăzi am văzut că sunt și alte legături care s-ar face cu situația familiei, a soției... Nu, a mamei. A mamei, pardon. Eu cred că... Știi cum e asta? Exact cum aduce mai mult, tot așa îmi vine în minte, până 907-908, Carol I îl cheamă pe arhitectul lui, care bineînțeles că era german, și care făcuse Banca Națională, ce cu toate alea și ce. Maestate, plec. Păi de ce să pleci, mă? Maestate, plec. Păi nu-ți place mai aici? Poporul e un popor bun, blând, primitor, femei frumoase, petreceri. Da, maestate. Dar de ce vrei să tu să pleci? Prea mult ai amăsii. Cred că la fel s-a petrecut și cu Bergodi. Probabil că s-au ajuns pe fel de discuții fără sens, făcute de urmașii celei de-a 13-a legiune palestiniană, Gemina, și a ajuns și băiatul și ce, domne, aici n-am ce să fac, ori îmi scutur papucii, ori... Da. Fazele de arbitraj... În orice caz, cei care i-au creat starea asta nu sunt în niciun caz nici zei, nici sfinți. Bun. În fază de arbitraj, Cristi, minutul 12, un posibil penalti pentru Chindia. Haideți să vedem momentele. Avem două faze în meciul acesta, nu vreau să le inumin. Arbitru, când a văzut această fază, nu știa că va mai apărea una, dar aici apare că apărătorul se intră în fața atacantului fără să joace mingea. Deci mingea apărătorul nu atinge, jucătorul în alb. Știi, și pare așa, e discutabilă. Dau credit arbitrului, dar n-am cum să nu mă leg la finalul meciului, dacă sunt observator, de următoarea fază. Ceea ce spui că mai degrabă nu e penalti. Nu, mai degrabă aici e penalti decât dincolo. Mai degrabă aici e penalti. N-am cum să nu mă leg de cealaltă fază care urmează. Ca să vorbim de targetul și tara sau noțiunile de judecată la unui arbitru. Mie mi se pare că e penalti. E discutabil, dar nu, dacă comparăm cele două faze. Păi nu, acolo nu e nimic, eu spun că nici aici nu e penalti. Păi nu, că intră cu șoldul, cu fese. Păi acum ce să facă, intră? Era oricum în fața lui. Păi nu stă în fața, adică nu stă, intră în fața lui. Nu stă, ce înseamnă nu stă? Se bagă în el, se bagă în el cu... Ok, e la limită, nu, să dă credit. Faza la care se acordă penalti, minutul 29. Ei, aici nu pot să-i dau credit pentru că se vede urât. Se vede că jucătorul din capitolul, deci apărătorul care își retrage picioarele, chiar dacă apare, nu este offside. Decizie bună asistentului care a avut linia suprafeței de pedeapsă. Și atacantul care începe să cadă înainte de contact. Noi am făcut un stop cadru, dacă o să rog pe gard. Dar este simulare. Pentru că, uitați-vă, este în cădere deja. Nu apare niciun contact. Și își duce piciorul stâng înspre atacant, el fiind deja în cădere. Florea fiind un jucător care de multe ori cade și de la adire de vânt. Este mult prea puțin să dăm penalti pentru așa ceva. Bine, acum Marius Constantin nu trebuie să ne pară pentru el cum a obținut anumite penalturi, repet, penalturi obținute, asta, nu făcute, dar această fază, din punctul meu de vedere, nu trebuia dat penalti, dimpotrivă, este genul de fază în care ori fluier penalti, ori dai simulare, ori este simulare. Bun, scurt și despre victoria CFR-ului la Pitești, domnul Dinu. Este clară. Este o victorie clară care, sigur, vorbeam la începutul emisiunii că Moșteanu cât de cât a ridicat distribuția Argeșului, dar diferența este mare, chiar dacă și de data aceasta
CFR-ul joacă fără axul central al defensivei, sunt trei jucători accidentați, însă diferența este certă și în special în prima repriză, când se face diferența, sunt cele două goluri, din trei situații de a marca pe care le are CFR-ul. Repriza a doua, oarecum mai echilibrat, dă și senzația CFR-ul că se retrage conform obiceiului la 2-0, se retrage puțin în defensivă, dar pe final tot ei sunt cei care ies pe atac și mai au două situații destul de bune de a marca. Deci diferența clară, clasa triumfă handicap. O fază de arbitraj aici, la 0-0, minutul 5, CFR, dacă a avut sau nu un penalty, arbitrul a lăsat jocul să continue, dar vedem faza, Păun e implicat. Și da. Să vedem dacă centralul a decis bine aici, sau... Aici e important pentru arbitrii să nu cadă... Nu, aceasta este faza. Aici este offside, la Sepsi cu Hermannstadt este offside meci. Corect. Da, 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 secundă, dacă tot am ajuns la el, este offside. E bun, aici e offside, clar. Da. Asta e faza. Aici arbitrii trebuie să aibă grijă să nu cadă în capcana jucării sau ștergerii mingii. Trebuie să facă diferențe de nuanțe. Pentru că contactul este indiscutabil, piedica este în interiorul suprafeței, la limita suprafeței, dar în interior, și probabil arbitrul s-a păcălit că atacantul a atins, a șters mingea, ori ca să nu fie penalti, trebuia ca mingea să fie jucată, să plece de acolo, nu să fie doar ștearsă, atinsă, ușor, și rămână, mingea să rămână în continuare în posesia atacantului la distanță de joc cu oportunitatea sau cu posibilitatea atacantului de a juca mingea. Dacă s-a întâmplat ceva în această fază, nu a fost jucarea mingii, a fost acel contact care a provocat căderea atacantului și care atacant nu a mai putut să continue faza având mingea în fața lui la distanță de joc. Hands la Păun? Hands când după ce este faultat? Nu contează. Dacă atingi, nu, dacă apoi spun următoarea întrebare. Ți se pare că atinge mingea cu mâna sau nu? Dacă atinge mingea cu mâna... Știu ce vrei să spui, că tu spui că dacă mingea a fost atinsă cu mâna înainte păi de contact... Da, e cam în același timp, de asta zic. Dar nu-mi dau seama dacă o atinge, că nu sunt foarte convins. Dacă, așa pare. Nu știu, dacă nu imagine suprapusă, dar dacă atinge mingea înainte de contact... O atinge înainte, ia să vedem. Cam acolo. Grea faza, din punctul bun, de vedere. Dar el trebuia să intervină. Nu a dat nimic. Nu, el a văzut că atinge mingea și a lăsat jocul să continue. Dar am înțeles că nu e suficient să atingi mingea, am înțeles. Bine, e o partidă terminată cam în minutul 23, dacă sunt să ne gândim la gafa lui Miclea de la primul gol. Da. Și după aceea la penaltiul acesta. Bun, faza de la Sepsi cu Hermannstadt am văzut-o. Aș dori să vă mai întreb despre Clinceni, pentru că mi se pare totuși generalmente remarcabil ce face acolo Păinaru. Cu o echipă schimbată aproape în totalitate, mai rămâne sezonul trecut Dobrescu, fundașul stânga, Patrick e fundaș central, portarul Vâlceanu și mai e cineva, nu cred că mai e nimeni. Și restul este o echipă complet schimbată și cu toate astea are rezultate, domnul Dinu. Deci și el face parte din categoria unor... Da, și Cebotaru mai e. Da, și Cebotaru, da. Și Cebotaru care vine din Moldova, din Basarabia. Deci și el este unul din antrenorii care, după părerea mea, își judecă foarte bine posibilitățile echipei. Și cam același lucru l-a făcut și el în partida aceasta. Sigur că Astra nu-i Craiova, indiferent de distribuție și cu problemele care le are de comandă și așa mai departe. Deci, pe undeva, Clincenu este o echipă pragmatică, în sensul că aplică foarte bine pe apărare, în defensivă, principiul de care aminteam, care îl face foarte bine și Târgoviștea. Toți jucătorii se așează între mingea care se găsește la adversar și propria poartă. După care, bineînțeles, că ies destul de periculos pe câteva contraatacuri. N-au fost multe faze de poartă. În prima repriză, pe undeva, cam două situații pe care l-a avut Astra față de una pe care a avut-o Clinceniu. Iar repriza a doua din două situații pe care le-a avut Clinceniu sunt două goluri. Reprezentativ, cred eu, pentru maniera în care se lucrează fizic sau exigența din fotbalul nostru, sunt ținutele pe care le-au arătat Budescu și Tănase. Adică sunt bine hrăniți, arată foarte bine
Iar cel puțin pe mine m-a uluit. N-am văzut așa ceva până la Budescu. Ne-am obișnuit cu el cu execuțiile acelea din parcare să trimeată mingea în poartă. Pe minutul 38 a avut o minge la vreo 20 de metri, dacă vă aduceți aminte. Da, da, da. Și a vrut să tragă pe poartă și a lovit nori. Ceva infernal. Cred că mingea se ducea spre Dunăre. Fazele de arbitraj repede aici. În minutul 45, un foul de cartonaș galben la Radunovici se dă out. Hai să vedem Cristi faza. Da, l-au scos colegii, prezentat ca și formă de colaborare. Este inacceptabil ca să scape un asemenea fault, o asemenea imprudență, o denumim, care este acel galben aprins de care vorbeam. Și o să vedem în stânga asistentului, da, în raza lui de acțiune, talpa cum vine direct pe tendon în spate, cu piciorul pe pământ. Nu întâmplător jucătorul. Deci nu, aici nu simulează durerea, chiar da, o resimte. Nu poți tare, da, să vii cu talpa și lângă tine și să nu... Cartonaș galben. În momentul 64 este o fază în care s-a se pune întrebarea dacă Lazar prinde mingea de afară. Ne-am uitat atent. Ne-am uitat atent. Arbitru asistent este cel care trebuie să ajute pe arbitru. Și momentul în care prinde, noi am făcut un stop cadru cu momentul în care ar trebui aproximativ să prindă și sunt șanse ca să fie pe linie. Mie mi se pare că e pe linie, acum nu se vede. Nu unde sunt picioarele, sunt importante, unde sunt brațe. Unde este mâna dreaptă, că mâna stângă sigur. Deci există posibilitatea ca mingea să fie pe linie. Există această posibilitate. Mai degrabă e pe linie. Așa zic și eu, ca feeling. Da, tușierul e foarte bine plasat. Și la voluntar cu Iași, aș vrea să vedem doar fazele de arbitraj, că nu mai avem timp. Să comentăm și aici, victoria oricum a fost clară a voluntarului, dar să vedem din perspectiva... Singura situație a avut o bușu de la Iași pe minutul 92. Când meciul era deja jucat. Posibil offside la golul voluntarului. Eu am scris că pare offside, dar e jucătorul în albastru dincolo de jucătorul care este spre noi și pare că și acest jucător este, jucător este în offside. Nu știu ce măsură arbitru nu poate să-l vadă, adică ăsta e motivul pentru care trebuie. N-ai cum să-l vezi pe ăla. Pare offside. Dar pare offside, deci acel jucător, noi îl vedem că suntem cu camera deasupra tribunei filmat, dar dacă ești la nivelul gazonului, nu-l vezi, pare că n-ai cum să-l vezi, că e în posibil spate. Penalti pentru Poliaș, minutul 30. Aici am spus că se dă credit arbitrului pentru că nu este clar și pare că se aruncă. E un arbitru foarte bun. Chiar dacă a pierdut lista FIFA, pare că... Deci un lucru este cer, jucătorul apărător se retrage, ori contactul este greu de stabilit cât este de violent pentru a provoca căderea. Pare că se aruncă. Trebuie să dăm credit arbitrul asemenea faze. Tind să cred că nu. Nu mi se pare penalti, da. Adică nu mi se... Ce face? Unde îl atinge? Probabil că ușor, la nivelul șoldului sau la... Nu. Dar nu e clar, da, nimic. În fine. Vedem clasamentul și atenție la două echipe pe care Cornel Dinu le-a lăudat. Și apropo de organizarea lor defensivă, ceea ce oricum e foarte greu de făcut la echipe mici. Clinceni are 6 goluri primite, doar CFR și Craiova au goluri mai puține, dar atenție că vorbim de Clinceni. Adică linia de apărare la Clinceni este formată din Pașov, din Dobrescu, din Iutrici și din Patriche, sau mă rog, mai joacă și Gardoș. Și la fel, Chindia are doar 7 goluri primite și 6 marcate. Este formidabil. Chindia are 14 puncte din 6 goluri. Clinceniu n-a primit gol de 7 jocuri. Da. Iar Chindia are 14 puncte făcute cu 6 goluri marcate. Incredibil. Iar Dinamo cu 8 goluri asta marcate are 5 puncte. Fabulos. Asta este spectaculos, da. Este realmente... Realism extrem. Da, este realmente senzațional. Cele 3 echipe din frunte încep să se desprindă. Sunt echipele care se vor bate la titlul de campioană. Viitorul urcă pe loc de play-off pentru prima dată. De la începutul sezonului a avut un start greu, dar și-a revenit. Până la urmă, CFR rămâne singura echipă care a pierdut un singur meci, dar toate echipele au pierdut măcar un meci, ceea ce e interesant. Dinamo și Astra se vor întâlni în meci direct. Sunt ultimele două clasate. Sâmbătă seara este meciul care trebuia să se joace acum 2 etape. Vedem repede cum se prezintă și etapa viitoare. Vă spuneam că sâmbătă avem această restanță dintre
Dinamo și Astra, etapa 11-a după meciul echipei naționale. Clinceni viitorul, foarte interesant meciul se anunță. Hermannstadt Astra, Chindia cu Sepsi, Botoșan Craiova, Dinamo Voluntar, Gazmetan FCSB, de asemenea o partidă interesantă, Poli Iași, FC Argeș și CFR Cluj UTA. Mulțumesc mult, Cornel Dinu, mulțumesc mult, Cristi Balaj, mulțumim și dumneavoastră, noapte bună!